Dragilor, textul care vreau să-l citesc în seara asta, sunt Doi Împărați, de la capitolul 7, la 1 până la 20, dar aș vrea ca să aduc o introducere foarte scurtă despre situația de aici. Este vorba despre prorocul Isei, prorocul Domnului, care a avut o ungere dublă, da? Apare într-o situație extraordinar de dificilă, cetatea era înconjurată, asediată, oamenii nu mai aveau mâncare, spune Scriptura, că la un moment dat au început să-și fiarbă copiii, să-i mănânce vasele pline de găinați, să vindeau pe bani grei. Atenție, vasele pline de găinați de porumbel. Și în contextul ăsta, în criza asta, în asediul ăsta, în foamea asta, în sărăcia asta, tăiaseră toate animalele, toți caii, apare prorocul și dă un cuvânt. Și aș vrea să vedem despre ce cuvânt este, pentru că Dumnezeu, atunci, în criza cea mai mare, trimite pe cel mai bun și cel mai bun este cuvântul lui cel Sfânt, care rămâne în veac, amin. Așa că nu trebuie să te temi dacă trăiești într-o criză sau ai o criză astăzi. Vreau doar să-ți aduci aminte, criza nu ține pentru totdeauna, de aia se numește criză. Ați avut vreodată criză de rinic? Dar de fiere. Când începea criza de fiere și tremuram, știam că nu ține pentru totdeauna, mă chinui vreo 4-5 ore sau o zi, dar până la urmă ies biruitor asupra ei. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă citesc textul. Doi Împărați, 7, de la 1 la 20. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul, mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Adică grâul și orzul va fi aproape pe nimic, cu alte cuvinte. Ai dat pe el 0,25 sau 0,5 bani. Ceva incredibil. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu. Citim împreună. Chiar dacă s-ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis împreună. Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Doamne, ferește-ne să zicem ca omul ăsta. La intrarea porții erau 4 leproși, care au zis unul către altul, la ce ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haide dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă vom fi omorâți, vom muri. Au plecat, dar în amurg, să se ducă în tabăra sirienilor. Versetul 5, un verset cheie. Și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Incredibil. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet, de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și ziseseră unul către altul. Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hitiților, pe împărații egipțienilor, ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra, așa cum era, și au fugit să scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort, au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei, mâine vom fi pedepsiți. Veniți acum și haideți să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și le-au spus așa, am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude nici glas de om, n-am găsit caii legați și măgarii legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poarta au strigat și au trimis vestea înăuntru casei împăratului. Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor, vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Fiindcă știu că suntem flămânzi, au părăsit tabăra să se ascundă în ogoare și au zis, când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate. Unul din slujitorii împăratului a răspuns, să se ia 5 din caii care au mai rămas în cetate. Imaginați-vă, 5. Deci dintr-o mare oștire, dintr-o mare mulțime de cai, cât aveau, mai rămăseseră 5 pentru că îi mâncaseră rând pe rând. Să se ia 5 cai care au mai rămas în cetate, li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulțimea lui Israel care a mai rămas. Toată mulțimea lui Israel care se isovește și să trimitem să vedem ce se petrece. Au luat 2 care cu caii lor și împăratul a trimis niște soli pe urmele oștirii sinelor zicând, duceți-vă și vedeți. S-au dus după ei până la Iordan și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului, poporul a ieșit și a jefuit apăra sirienilor și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și 2 măsuri de orz cu un siclu după cuvântul Domnului.
Împăratul încredințase paza porții în mâna călărețului pe brațul căruia se rezemase atunci, când vorbise prorocul Elisei. Dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit după cuvântul pe care îl rostise omul lui Dumnezeu când se coboruse împăratul la el. Omul lui Dumnezeu spusese atunci, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei două măsuri de ors cu un siclu și o măsură de floare de făină cu un siclu. Iar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Într-adevăr, așa s-a și întâmplat, a fost călcat în picioare la poartă și a murit. Extraordinară poveste. Stare de asediu. Gândiți-vă că își fierbeau copiii, gândiți-vă că se vindeau vasele de găinați de porumbel, alergau ăștia cu vasele de găinați de porumbel ca să le vândă. În starea aia jalnică ajunseseră și totuși, în strigătul lor către Dumnezeu, Dumnezeu a trimis pe prorocul Elisei să le vorbească. Dragii mei, nu știu dacă noi am ajuns în starea asta, ferească Dumnezeu să ajungă România acolo. După război mi-au povestit bătrânii prin niște experiențe care au trecut. Nu aș vrea să ajungem și noi acolo. Să mâncăm coș de copac și să bem apă din găurile care lăsau copitele animalelor în pământ după ploaie. Am auzit povești groaznice, dar știi ce? Mă încântă la povestea asta, că întotdeauna Dumnezeu are un cuvânt de speranță. Nu știu prin ce treci, nu știu care e problema ta, dar întotdeauna Dumnezeu are un cuvânt de speranță. El este Dumnezeul nădejdii. El nu-i Dumnezeul supărării. Nu-i Dumnezeu care vine să dea cu fulgere după tine. Dumnezeu n-are cum să se lupte cu noi, n-are ce să facă cu noi, suntem prea mici pentru El. El este Dumnezeul nădejdei și Biblia spune că și gândurile Lui sunt bune să ne dea un viitor și o nădejde. O situație imposibilă, deci. Și vedeți că omul ăsta, unul din oamenii care îl slujeau pe împărat, a contrazis cuvântul Domnului și a zis, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, nu se va întâmpla așa. Eu mă feresc să zic lucruri din astea când aud cuvântul Domnului predicat. Știi de ce? Pentru că cuvântul Domnului este viu și lucrător și Biblia spune că nimic nu se va întoarce fără rod, niciun cuvânt nu se va întoarce fără rod. Dar aș vrea să luăm o privire un pic la cei patru leproși. Dragii mei, eu vreau să vă întreb, leproșii ăștia aveau vreo șansă? Știți că în Israel leproșii erau puși în afara cetății și li se făcea o linie de demarcație și dacă treceau linia de demarcație, orice om din cetate avea porunca să-i omoare cu pietre. Deci erau bolnavi, poate le lipseau din membrele lor, eu știu, degete, nas, urechi, eu am văzut leproși, am văzut cum arată leproșii, da? Erau nebăgați în seamă, erau respinși și sunt ultimii oameni la care te-ai gândit că Dumnezeu i-ar folosi să aducă o mare izbăvire și o veste bună. Gândește-te, cel disprețuit ajunge sursa binecuvântării și veștii bune pentru ăla puternic. De câte ori te-ai gândit că Dumnezeu poate să folosească slăbiciunile din viața ta? Vă aduceți aminte de Apostolul Pavel în 2 Corinteni? Cred că acolo spune, versetul zice, în 2 Corinteni spune versetul, harul meu îți este, 2 Corinteni 12 de la 9, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciunea ta este desăvârșită. Cu alte cuvinte, dragul meu, te-ai săturat de slăbiciuni? Să știi că și alea sunt bune la ceva. Slăbiciunile fac să se arate în noi puterea lui Dumnezeu. Da, eu sunt slab. Tu ai slăbiciunile tale, eu pe ale mele. Avem și părți bune, și părți tari, și părți slabe. Dar știi ce? Îmi place de acești patru leproși că Dumnezeu orchestrează în așa fel lucrurile încât acești disprețuiți, paria societății, ajung să fie vestitorii veștilor bune. Și poate și tu ai venit aici la biserică și nu pui valoare pe tine, zici, oare cum o să-l folosesc eu, cum o să mă folosească Dumnezeu pe mine? Eu nu sunt bun, eu nu am capacitate, nu am daruri, nu am școală, nu am training, n-am fost la teologie, n-am master, n-am școală, nu am aia, nu-s nici frumos, nu-s nici mare, nu-s nici puternic. Și totuși Dumnezeu alege cu lucrurile slabe să le facă de râs pe cele tari. Nu știu dacă știți că în America acum este o trezire, a început o trezire la una din universitățile creștine și știți unde a început? Nu în capitala Americii. N-a început o trezire în California, unde sunt cele mai puternice biserici. A început la țară, în Kentucky, la țărani, cum se spune. De ce? Pentru că Dumnezeu întotdeauna îi alege pe cei mici. Am un prieten, unul din prietenii mei buni din Craiova, care a avut grijă de mine când m-a mântuit Domnul și m-a luat cu el și a fost o locomotivă pentru mine pentru o perioadă. M-a tras, m-a tractat. El mi-a spus, vezi,
Dumnezeu ne alege pe noi, țăranii, pe ăștia mici, să facă lucrări mari. Aleluia! Am speranță! Glorie Domnului! Cei patru leproși erau pe moarte și ei și-au zis unii către alții: omule, și așa sunt bolnav, cum spunea și doamna aia, sora aia de dimineață, frate Sani, am aia, dar nu o să stau aici să-mi plâng de milă, aleg să fac ceva pentru umanitatea din jurul meu. Amin? Eu vreau să te provoc în seara asta, pentru că ei au luat o hotărâre care a declanșat binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragii mei, să știți că Dumnezeu nu lucrează cu dorințe sau intenții, Dumnezeu lucrează cu decizii. Hai să o lăsăm să se așeze. E grea, credeți-mă, și pentru mine e greu. Dumnezeu nu lucrează, dorințe am și eu multe, dar Dumnezeu știe când lucrează. Când te pornești, ai luat decizia, atunci să pornește și El. Îmi place ce spune Scriptura în 2 Cronici 20, Iosafat era îngrozit și în groaza lui a strigat către Domnul. Și Biblia spune că în clipa când au început cântările de laudă și leviții au pornit, atunci Dumnezeu a trimis îngerul Domnului în tabăra madianiților. Pentru că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Am o vorbă care am învățat-o de la Augustin și mai târziu a spus-o Charles Spurgeon: Dumnezeu nu vrea fără noi și noi nu putem fără El. Dumnezeu nu vrea fără noi și noi nu putem fără El. Haideți să încercăm să spunem împreună. Dumnezeu nu vrea fără noi și noi nu putem fără El. El poate fără noi, dar nu vrea. Pentru că vrea să ne implice în planul Lui de mântuire, amin? Pe ăștia slabi, pe ăștia țărani. Eu stau, fraților, și de multe ori mă iau cu mâinile de cap, vă spun sincer. Pentru că mă gândesc, cum, Doamne, Tu alegi lucrurile slabe și mici și vrei să le folosești, să faci de rușine pe cele mari. Și acești leproși au luat o hotărâre care a declanșat binecuvântarea lui Dumnezeu. Îmi place să-mi imaginez, și așa este din Scriptură, că în momentul în care cei patru leproși au luat hotărârea să plece spre tabăra sirienilor, eu cred că pașii lor, în momentul ăla, Dumnezeu a văzut credința lor și a trimis îngerul Domnului, a trimis vuietul acela unei mari oștiri. Te-ai gândit că de multe ori când te pui la drum, Dumnezeu trimite îngerul înaintea ta? Te-ai gândit de multe ori când te pui la drum sau intri, ai o încercare, ai o provocare în față și nu vrei să te trezești în ziua de luni, că știi ce te așteaptă. Și totuși tu iei decizia să te trezești, totuși iei decizia să te scoli și zici: Doamne, încep săptămâna cu Tine, nu știu ce mă așteaptă, dar știu că Domnul e cu mine! Gedeon a fost unul din oamenii ăștia slabi și fricoș, spune Scriptura, se ascundea. Și Domnul a venit la el, s-a uitat direct la el țintă și a spus: du-te cu puterea pe care o ai, Domnule cu tine, viteazule. Vezi tu, atunci când noi vedem un om slab, când noi vedem un om cu minusuri, Dumnezeu vede în el un apostol, Dumnezeu vede în el un proroc, Dumnezeu vede în el copil de Dumnezeu, vede în el un om pe care El l-a chemat și vrea să-l folosească. Cei patru leproși au luat hotărârea și, încă o dată, repet, ei au fost gata să-și riște viața. Asta este credința. Credința nu înseamnă ca să stai în zona de confort, credința înseamnă să ieși, să mergi pe ape. Credința înseamnă să acționezi bazat pe cuvântul Domnului. Mai sunt câțiva leproși, 10 în Noul Testament, vi-i aduceți aminte? Domnul Hristos le-a dat un cuvânt: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și Biblia spune, pe când se duceau ei cu credință, ar fi putut spune: Doamne, ce faci, ne trimiți la moarte? Păi noi nu avem voie să trecem linia de demarcație a Ierusalimului, pentru că în momentul ăla am fi omorât cu pietre. Și totuși, pe când se duceau ei, au fost vindecați. Așa cum spunea și fratele Dan, care este aici prezent, a văzut mâna lui Dumnezeu, toți am văzut harul lui Dumnezeu, mulți am fost vindecați aici de mâna Lui. O să o vedem și astăzi și o să o vedem mereu, pentru că Domnul este bun. El nu vindecă pentru că noi facem ceva, ci vindecă pentru că El este bun, El este vindecătorul, El este Tata. Când ei au decis să mărșăluiască, Dumnezeu a trimis un sunet. Și îmi place ce se întâmplă acolo. Ei au început să aibă o mare bucurie pentru că și-au dat seama că tabăra sirienilor a fost înfrântă de Dumnezeu însuși. Lupta este a Lui, bătălia este a Lui, victoria a Lui, biruința a Lui, amin? Și ei încep să se bucure de binecuvântări și la un moment dat zic: nu-i bine ce facem. Câți dintre voi ați dat așa de o binecuvântare și ați fost atât de încântați încât ați păstrat-o doar pentru voi, până Duhul Domnului v-a cercetat și a spus: nu-i bine ce facem. Dragii mei, binecuvântările sunt acolo, puse de Dumnezeu, ca să le împărtășim cu cei de lângă noi. Nu sunt doar pentru noi, amin? Sunt puse acolo să le împărtășim cu cei care sunt în jurul nostru. Vedeți, când alții le-au dat respingere și i-au condamnat la moarte, acești patru leproși au hotărât să se întoarcă cu bunătate. Au hotărât să se întoarcă cu veste bună. Și aici este o lecție care Domnul Iisus Hristos vrea să o învățăm. Când suntem prigoniți, ce spune Scriptura?
binecuvântați. Biruiți răul prin bine. Când suntem blestemați, rugați-vă, binecuvântați. Vezi tu, Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu e cu sus în jos. Nu este ca lumea aceasta. În lumea aceasta biruie cei tari, biruie cei șmecheri, biruie cei mari. Dar în împărăția lui Dumnezeu este altfel. Cei blânzi vor moșteni lumea, pământul. Dragii mei, acești leproși erau respinși. Mă gândesc că de multe ori se uitau la ei și spuneau, oricum o să murim curând, nimeni nu ne vrea. Suntem paria societății, suntem cei mai slabi, cei mai urâți, suntem blestemați. Ei erau acuzați și trimiși la moarte și totuși au hotărât să-și pună viața din nou în pericol, fiind leproși, și să vină să anunțe pe împăratul Samariei. Incredibil! Au luat risc când s-au dus înspre Samaria și un alt risc când s-au întors să aducă vestea bună. De multe ori să duci vestea bună te va costa. Va fi un preț de plătit să binecuvântezi pe oamenii din Turcia. Vedeți că s-a anunțat dimineață că biserica va face o strângere de ajutoare pentru oamenii din Turcia, pentru păstorul Ismail, nu acolo. Veniți duminica viitoare, vi s-a spus, veniți și aduceți, pentru că ei vor să cumpere haine, vor să cumpere geci, e încă frig, vor să cumpere și să binecuvânteze pe oamenii care au rămas fără case, copiii care au rămas fără familii. Eu cred că și noi, care ne simțim slabi aici, putem să facem o minune la fel ca reproșii ăștia. Și ăsta e doar un caz practic și pragmatic în care putem să binecuvântăm. Amin? Îmi place atâta de mult că Dumnezeu își împlinește cuvântul. Toată cetatea a fost salvată datorită gestului a patru leproși eroi. Aș putea să spun gestului eroic. Eu nu știu dacă aș fi făcut ce au făcut ei. Tu ai face? Când dai de mină, de o binecuvântare, vii să o împarți cu alții? Nu, o ții întâi pentru tine, te bucuri. Dar știi ce? Domnul Hristos povestește odată despre un om care zice că a găsit o mare comoară și a vândut totul pentru țarina aia, pentru că acolo era o comoară. Împărăția lui Dumnezeu este comoara asta mare care trebuie să o ducem generației noastre. Vestea asta bună că Dumnezeu încă salvează, Dumnezeu încă are milă, Dumnezeu e îndurător, Dumnezeu e bun, El îți dă șansă. Nu știu cum ai venit azi la biserică, dar Domnul îți dă șansă. Dacă suntem în viață, înseamnă că Dumnezeu în bunătatea Lui a zis, mai dă-i o zi, poate se pocăiește, poate se întoarce la mine. Adu-ți aminte câteva lecții. În situația de criză în care ești, nu va rămâne așa. De asta se numește criză, orice criză are un timp. În situația în care ești, Dumnezeu întotdeauna îți va trimite un cuvânt. Și în măsura în care tu strângi cuvântul în inima ta, în măsura aia vei fi ajutat de cuvântul puternic al lui Dumnezeu care nu va trece niciodată. Nu asculta stânga, nu asculta dreapta, uite-te ce spune Biblia astăzi. Pentru că această carte, oameni buni, e scrisă și pentru vremurile astea, amin? N-a fost scrisă doar pentru cei din urmă cu 2000 de ani, e scrisă pentru vremurile acestea. Avem nevoie de Hristos, am nevoie de cuvânt. Vedeți că ei au primit un cuvânt și acești leproși au acționat pe baza cuvântului, e incredibil. Ei l-au crezut pe Dumnezeu mai mult decât cei din cetate, decât împărații, decât preoții, decât oamenii religioși. Și au zis, oricum murim, hai să mergem pe mâna Domnului. Incredibil! Ia o decizie și ieși din starea de asediu în care ești. Am așa un gând în duhul meu că sunteți mulți aici care ați venit în seara asta și probabil că experimentați o stare de asediu. Unii poate o stare de asediu a fricii, a panicii, alții financiară. Alții aveți stresuri, poate cu ratele care le aveți la bancă, e un asediu pe voi, un stres pe voi. Alții poate aveți o stare de asediu în familia voastră, nu știți cum să faceți față unei relații, poate un părinte mai abuziv, mai autoritar, e un asediu acolo, te frământă. Alții poate sunteți la un loc de muncă unde aveți pe cineva care vă e un ghimpe în coastă și nu mai știi cum să-i faci față. Toți experimentăm asediu din când în când. Dar în asediu, atunci când ești asediat, când îți este asediată mintea, cere un cuvânt de la Dumnezeu. Nu sta acolo pur și simplu să fii asediat și să nu faci nimic. Cere un cuvânt de la Dumnezeu și fă o decizie ca acești leproși, pentru că Dumnezeu nu lucrează cu intenții, Dumnezeu lucrează cu decizii. Amin? Când tu decizi, El deja era hotărât ce are de gând să facă. Spunea cineva, încă aștept ca Dumnezeu să intervină. Și adevărul este că nu noi așteptăm. El așteaptă după noi. El deja e hotărât, El știe ce are să facă cu tine. Gândurile Lui sunt întotdeauna bune, să-ți dea un viitor, să-ți dea o nădejde, să-ți dea o familie, să-ți dea o comunitate în care să fii crescut, în care să fii echipat și după aia să fii trimis. Amin? Așa este viziunea, așa am înțeles că este, nu? Betania, biserica care te primește, te crește,
te echipează și te împuternicește, te trimite. Asta e gândul lui Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu nu vrea să rămâi un pigmeu spiritual, ci să ceri tot timpul biberonul. Dumnezeu vrea să crești, să crești prin cuvântul lui. De asta trebuie să ne maturizăm împreună, amin? Deci ia o decizie pentru creștere, ia o decizie pentru ieșire din criză. Dumnezeu este cu tine. Chiar dacă ai primit un tratament dur și nedrept. Și se întâmplă că noi ca oameni suntem răi de multe ori. Chiar dacă ai primit un tratament poate nedrept într-o biserică, tu întoarce bine pentru acel rău și Dumnezeu te va binecuvânta. Poate s-a venit cineva și ți-a spus, măi, nu-mi place de tine, sau uite, nu mi-a plăcut cum ai făcut lucrul ăla, sau m-a rănit ce ai spus lucrul ăla, sau niciodată nu am fost pe aceeași linie. Tu întoarce bine, hai să învățăm de la acești patru leproși. Ei ar fi putut să întoarcă rău, să păstreze vestea bună doar pentru ei, dar ce au făcut? Nu este bine să facem așa, frații mei. Haideți să ducem vestea bună în cetate și să salvăm un mare popor. Patru leproși, oameni fără putere, bolnavi, pe moarte și totuși Dumnezeu a ales să fie vehiculul miraculos al scăpării cetății. Tu te gândești că de multe ori noi stăm pe scaunele astea și poate și noi suferim de anumite boli. Unul e bolnav cu spatele, altul genunchii și ne simțim la fel de slab ca ei. Altul are nu știu ce stresuri, ce frici, transpiră de frică și știi ce Dumnezeu zice? Nu te teme, sunt cu tine. Vreau să te folosesc în lucrarea mea. Eu nu am abandonat copiii mei. Eu nu sunt un tată care aleg selectiv. Eu vreau să lucrez împreună lucrător cu tine. Nu e minunat că Dumnezeu te ia partener? Gândește-te ce șanse ar fi avut acești patru leproși să fie restaurați. Ei erau excluși, bolnavi, slabi, disprețuiți, fără ajutor. Încă o dată, excluși, slabi, bolnavi, fără ajutor, fără pensie, fără carte de muncă, fără asigurări medicale, fără apă caldă în fiecare zi, fără mâncare pe masă non-stop. Era foamete, dragii mei, era foamete, cruntă foamete. O foamete cum rară găsești în Scripturi scrisă. Și totuși, acești patru leproși, prin decizia lor de a merge pe cuvântul lui Dumnezeu, au declanșat biruința pentru popor. Sincer, îmi place de ei. Ei au făcut pașii lor, au făcut să tremure o întreagă armată siriană și să fugă, pentru că atunci când tu te miști, Dumnezeu începe să se miște. Cât tu stai pe loc, Dumnezeu nu se mișcă. Poți să te rogi cât vrei, poți să te rogi cât vrei, rugăciunea e bună, dar Dumnezeu vrea să împletești rugăciunea cu acții. Unea, pentru că credința fără fapte este moartă. La fel și rugăciunea fără acțiune nu are niciun efect. M-am rugat, te-am crezut, mă pornesc la drum. M-am rugat, am primit un cuvânt, mă pornesc la drum. Amin? Îmi place foarte mult de ei. Încă o dată, atunci când ei s-au pus în acțiune și au crezut cuvântul Domnului, și Dumnezeu a pus în acțiune cuvântul trimis prin Elisei. Eu vreau să te întreb, câte promisiuni ai primit în ultimul an, în 2022, și n-ai făcut nimic cu ele? S-a promis Dumnezeu că o să-ți dea un spate sănătos, dar nu te-ai apucat un pic de sport, n-ai început să alergi, n-ai început să-ți faci partea. S-a promis Dumnezeu că o să te vindece de stomac, dar ai continuat să abuzezi de el cu anumite sucuri carbogazoase, n-ai trecut pe apă plată, cum ți-a spus doctorul și cum ți s-a recomandat. Tu nu ți-ai făcut încă partea, dar vrei vindecarea. Tu nu ți-ai făcut încă partea, dar vrei binecuvântarea. N-ai dus încă vestea bună altora, dar vrei ca Dumnezeu să-i salveze. Nu funcționează așa, dragii mei. Dumnezeu se folosește de vehicule umane. Domnul să te binecuvânteze, frate Dan, că mergi la închisoare acolo și predici Evanghelia. Eu cred că Dumnezeu îți va da un seceriș mare de tot, nu numai din deținuți, dar și din cadrele militare acolo. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Aș vrea să te provoc să începi astăzi. Cum să încep? De unde să încep? Fă primul pas și apoi al doilea. Începe cu pași mici. Dacă n-ai citit niciodată Biblia, du-te acasă în seara asta, ia Biblia și citește măcar o pagină. Crede-mă, cuvântul lui Dumnezeu e viață și sănătate pentru tot trupul nostru. Dacă n-ai iubit niciodată, nu ți-ai arătat dragostea jertfitoare față de cei din jurul tău pentru că ai fost prea egoist să te iubești pe tine. Ia o decizie în seara asta. Doamne, aleg să-mi arăt dragostea în modul agape, în modul jertfitor pentru cei din jurul meu. Știți, odată am fost la părinții mei acasă și am găsit acolo la bucătărie plin de vase. Era acolo grătar, se mâncase și la un moment dat știi ce am făcut? M-am pus și am început să spăl vasele. Eu nu sunt un mare
spălător de vase, dar am zis, trebuie să fac, m-am lăsat mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Și am văzut-o pe mama cum a intrat pe poartă, pe ușă și a început să plângă. Și am zis, mamă, de ce plângi? N-a făcut nimeni pentru mine asta. Poate e momentul ca tu să începi să faci ceva pentru cel de lângă tine, ceva ce n-ai făcut niciodată, ceva care să te coste. David spunea, nu pot să aduc Domnului o jertfă care să nu mă coste nimic. Dragilor, eu nu sunt cel mai bun exemplu, dar Biblia ne dă exemple nenumărate. Uită-te la Apostolul Pavel, câtă suferință, cât preț a plătit. Uită-te la Petru, care a lăsat familia în urmă, s-a dus să predice Evanghelia, a pierdut prieteni, a pierdut barca, a pierdut pescuire, a lăsat totul și s-a dus și l-a urmat pe Hristos. Uită-te la David, uită-te la Iosif, uită-te câtă pierdere, cât sacrificiu, uită-te la Daniel din Babilon, cât sacrificiu s-a pus deoparte pentru Dumnezeu. E timpul să începi asta să iubești. E timpul să începi să te miști. Poate că ești un pic cam sedentar. Și știi ce? Trupul tău are nevoie de mișcare. Era un frate în Anglia, avea 67 de ani și îmi spunea tot timpul, eu sunt plin de suc și verde. Și zicea un băiat de lângă el, zice, fratele e la a doua pensie. A terminat, a muncit în România și acum muncește aici. Zice, pentru că el nu vrea să stea așa și să moară de plictiseală. S-a apucat să muncească și vestește Evanghelia în fiecare zi. Domnul să-l binecuvânteze. Începe să slujești de undeva. Începe undeva. Fă ceva pentru că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și adu-ți aminte, Dumnezeu nu lucrează cu intenții, El lucrează cu decizii. Când tu iei decizia să te pocăiești cu adevărat, să zici, Doamne, eu vreau să renunț la păcat. Atunci Dumnezeu îți dă harul Lui, îți dă oameni pe lângă tine să te ajute să te ucenicizeze și să mergi mai departe. Atunci când tu iei decizia, Doamne, vreau să fiu de acum miercurea la rugăciune, nu contează prețul pe care îl plătesc, nu contează promovarea pe care o pierd, pentru că spun ceva, ălea două ore cât vii la rugăciune, crede-mă că nu poți îngrășa porcul de Crăciun. Mai zici, mai pun două cărămizi, mai fac ceva, mai fac un proiect să câștig bani mai mulți, e o pierdere. Vino și investește-ți viața în lucrurile neperitoare și o să vezi cum Dumnezeu o să miște în favoarea ta lucrurile. Pentru că El a promis în Matei 6, cine caută împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, toate celelalte lucruri îi se vor da pe deasupra. Vedeți, noi știi ce facem, dragii mei? Căutăm toate celelalte lucruri. Pierdem și împărăția și le pierdem și pe toate celelalte. Ce ar fi să începem să ascultăm de cuvântul Domnului Hristos? Și astăzi, dacă am plecat de aici doar cu acest gând să căutăm împărăția lui Dumnezeu, îmi place ce spune 1 Corinteni, capitolul 3, de la 9 la 15. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, dimineața am vorbit despre zidire, despre zidarul zidarilor, Domnul Iisus Hristos, și că El ne cheamă să zidim, am pus temelia și altul clădește deasupra mea, dar fiecare să ia seama bine cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Uite încă un lucru care îl putem face de astăzi. Să nu mai judecăm pe cel de lângă noi. Dumnezeu va judeca, lasă-l în pace. Ăla face așa, ăla face așa, ăla pe dincolo. Nu e treaba ta, treaba ta e să-l zidești și să-i dai tot ce are nevoie din cuvântul Dumnezeu să devină omul pe care Dumnezeu l-a chemat. E treaba lui ce face cu lucrarea, amin? Adevărul e că noi am început să judecăm foarte mult. Dar știți ce? Judecata noastră este strâmbă, pentru că noi nu suntem judecătorul cel drept. Numai El este judecătorul cel drept. Ce ziceți de asta să ne eliberăm de această judecată, de această arătat cu degetul, de acest toc rău de critică? Spunea cineva, darul meu e critica. Eu stau undeva acolo și urmăresc și critic și caut nod în papură să văd pe unde greșiți voi. Și după aia, ascultă-mă, nu-i treaba ta să faci asta. Treaba ta este să vii să ne zidim unul pe altul, să slujim împreună pe Domnul și Dumnezeu va evalua la sfârșit lucrarea fiecăruia. Amin? Focul va dovedi cum e lucrarea fiecăruia, nu omul, focul. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată, dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Oameni buni, avem o treabă de făcut. Dimineața am vorbit că Dumnezeu ne cheamă să zidim împărăția. Cât ați fost aici și ați primit mesajul? Mie mi-a vorbit Dumnezeu prin Neemia. Neemia este un erou pentru mine, este un mentor pentru mine. Învăț de la el
că trebuie să răspund la visul lui Dumnezeu, trebuie să plătesc prețul, trebuie să confrunt vrăjmașii viziunii, că întotdeauna o să fie un Irod sau o Izabela care să vină împotriva lucrării lui Dumnezeu. Și știi ce trebuie? Ca să continui să zidesc și să zidesc și să zidesc, căci la asta Dumnezeu ne cheamă. Să zidim, să mângâiem și să încurajăm. Amin? Aș vrea ca să învățăm de la el. Și aș vrea să învățăm și de la aceștia patru leproși. Decizia lor, curajul lor mă uimește. Ai tu curaj, așa slab cum ești, să-L crezi pe Dumnezeu în secolul ăsta pe cuvânt? Să zici, Doamne, dacă Tu ai spus, așa va fi. Am întâlnit la Cluj o familie care m-a impresionat. Au fost foarte bolnavi amândoi. Fata lor a fost atât de bolnavă încât avea boala aia care i-a să sfărâmă oasele. Și doctorii au spus, măi, purtați-vă cu grijă cu ea, pentru că dacă încep să se sfărâme, n-avem ce să-i facem. Există ceva tratament, dar nu poate nimeni să o ajute. Aia e doar așa să țină lucrurile un pic. Și oamenii ăștia au început să se roage, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, zi și noapte, cu credință, și Dumnezeu a tămăduit-o și astăzi fata asta nu are nimic. Eu cu ochii mei și cu soția mea Adina am văzut-o și am întrebat-o, nu doare, poți să o pipăi, poate să sară, poate să cânte, poate să stea pe jos, să se dea rotocoale, nu-i să sfărâmă niciun os, pentru că Dumnezeu are putere. Nu numai atâta, dar Dumnezeu a vindecat-o și pe mamă și chiar și pe el. El avea tensiune enormă și a zis, Ani, m-am rugat lui Dumnezeu din datorită stresului și împrejurărilor, mă simțeam asediat. Și Dumnezeu mi-a trimis un cuvânt de pace și un cuvânt de vindecare. Și am luat cuvântul ăla și am zis, ăsta e cuvântul meu. Și l-am crezut. Și Dumnezeu și-a proslăvit numele. Care este cuvântul care Dumnezeu ți l-a vorbit la început de an? Acești leproși au fost gata să-l creadă pe Elisei, incredibil. Preoții din cetate nu l-au crezut. Împăratul nu l-au crezut. Șeful armatei nu l-a crezut. Hei, chiar dacă s-ar face Dumnezeu ferestre în cer, tot nu s-ar întâmpla. Și ați auzit oameni din ăștia pompieri spirituali care sunt pe lângă tine și când tu ești încurajat de promisiunea Domnului, ei vin repede și sting. Stai-mă liniștit. Stai molcom, vorba noastră pe aici, prin părțile astea. Că nu-i chiar așa. Nu, știi cum este? Exact cum spune el. Că ce-l zice și se poruncește și ia ființă. Dragii mei, avem un Dumnezeu prea mare să ne mai îndoim de El. Haideți să nu limităm pe Dumnezeul nostru nelimitat. Îi punem tot timpul limite. Doamne, măcar atâta, dacă ai putea să faci pentru mine, cere tot ce are El pentru tine. Cere viață, cere putere, cere zile de pline, cere o minte sănătoasă, amin? Dumnezeu poate, El vrea. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Da, vreau, fii curățit, i-a spus leprosului. Câteva lucruri care le putem lua din povestea asta, extraordinară. Decide să mergi pe cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu mi-a schimbat viața mie și va schimba viața și vouă. Când am fost confruntat cu Evanghelia, oameni buni, Evanghelia mi-a topit inima. Am început să-L iubesc pe acest Dumnezeu care nu L-am văzut niciodată, pentru că îmi vorbea într-un limbaj care nimeni nu mi-a vorbit până la El. Am găsit în cuvintele Lui că El e întotdeauna adevăr și întotdeauna e adevărat și că ce spune e de adevăratele. Dumnezeu nu este om care să mintă. Dacă El spune că poate să te vindece, El poate să te vindece. Dacă El spune că te poate restaura, El te poate restaura. Dacă El spune că te poate face un om nou, El poate să te facă un om nou. Dacă El spune că îți poate da un copil ca moștenire, El îți poate da un copil ca moștenire cum a făcut lui Avraam. Amin? O, era înaintat în vârstă, Avram. Dar Biblia spune de Sara că era și mai înaintată și ea. Era și ea înaintată și spune în Cartea Evrei acolo că Sara s-a întărit prin credință pe cuvântul lui Dumnezeu și a dat naștere lui Isaac. În seara asta, haideți să ne întărim în credință, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte un exemplu, David, citeam zilele astea în Samuel, vă aduceți aminte că s-a întors în cetatea Țiclac și a fost cucerită, luată de amaleciți, toate soțiile lor, copiii, le-au luat totul și la un moment dat David a început să plângă, să strige înaintea Domnului și oamenii din jurul lui au vrut să-l omoare și au zis, uite ce ne-a făcut. Și Biblia spune acolo că David s-a întărit în Domnul Dumnezeului. Să știți că este o vreme, cum spunea și fratele Dan, este un sezon în care trebuie să ne întărim în Domnul Dumnezeul nostru. Poate că nu în toate luptele o să ai pe cineva lângă tine, dar ai cuvântul lui Dumnezeu cu tine. De asta spune Scriptura, strâng cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ce au făcut leproșii? Au luat cuvântul și l-au strâns în inimă.
L-au crezut cu mintea lor și au acționat pe el. Și au zis, hai să mergem. În momentul ăla, Dumnezeu a trimis îngerului în tabăra sirienilor. Cum a trimis pe timpul lui Iosafat îngerului în tabăra madianiților. Te simți slab? Te simți fără valoare? Simți că ai obosit? Nici n-a început anul și tu ești obosit, ești extenuat? Simți că diavolul te asediază cu gânduri mizerabile? Diavolul se asediază mintea cu gânduri de neputință? Cu toți avem bătăliile astea. Și cu cât ne apropiem mai mult de Hristos, diavolul o să tragă noi. Dar știți ce? Avem un scut al credinței! Avem o platoșă a neprihănirii! Avem un coif al mântuirii! Avem o râvnă a Evangheliei păcii în care trebuie să ne încălțăm, amin? Avem un brâu al adevărului care e cuvântul lui Dumnezeu. Avem sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Oameni buni, noi nu suntem singuri. El este cu noi, lupta este a Lui. Dar Dumnezeu lucrează prin vase divine. El merge să lupte, dar noi trebuie să mergem. Îi spune lui Iosafat, Domnul în spaima lui, spune Scriptura, 2 Cronici 20, a strigat către Domnul și vine prorocul Domnului și vorbește, voi nu trebuie să luptați, doar mergeți acolo pe câmpul de bătălie și Domnul va lupta pentru voi. Du-te în mijlocul provocării. Du-te ca și leproșii ăștia pe cuvântul lui Dumnezeu. În următoarea perioadă, unii dintre voi vă veți întâlni cu Goliat. Goliat va veni și va arunca blesteme și cuvinte de necredință peste familia voastră. Și eu mă rog atunci să răspundeți ca și David. Și mă rog și pentru mine să răspund ca și David, amin? Tu vii împotriva mea cu unelte omenești. Eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor. David a fost tare, știi de ce? Pentru că pe câmpul de luptă, filistenii vedeau două armate. Armata filisteană și armata israelită. Izraeliții vedeau două armate, armata israelită și armata filisteană. David vedea trei. Vedea trei. Spune Scriptura, numele Domnului oștirilor. Erau evrei, izraeliții, filistenii și mai era acolo o armată cu căpitanul ei, aleluia. Era Domnul în mijlocul câmpului de bătălie și Domnul a pus mâna pe piatra aia și a aruncat-o lui Goliat în cap. Nu te teme, Domnule, cu tine, viteazule. În seara asta Dumnezeu vrea să te întărești, vrea să te încurajezi, pentru că avem o treabă de făcut, avem un oraș de zidit, avem oameni de căutat săptămâna asta, oameni pe care să-i sunăm și să le spunem, Dumnezeu nu a uitat de tine. Câți dintre voi v-ați făcut lista dimineața? Eu mi-am făcut-o, ți-ai făcut-o? Am câteva persoane care trebuie să le sun, Domnul să te binecuvânteze și Domnul să ne ajute să nu uităm cum începe săptămâna. Sună persoanele astea. Sună persoanele astea, pentru că Dumnezeu le va vorbi. Eu cred că tu ești unealta. Chiar dacă te simți slab, tu ești unealta aia prin care Dumnezeu va lucra să aducă mântuire, să aducă eliberare. Întinde-ți mâna și dă o mână de pace, dă o mână de bucurie cuiva și o să vezi cum Dumnezeu îl atinge. Dragii mei, Dumnezeu are putere. Dumnezeu nu doarme, cum credem noi. Dumnezeu n-a dispărut din peisajul nostru. Domnul este încă aici. Oh, ce frumos era frate Zani în trezirea din anii 90. Slavă Domnului! Eu vreau să văd trezirea din anul ăsta, 2023. Eu voi face parte din ea și cred că și tu. Dar trebuie să ne trezim și să acționăm pe cuvintele lui veșnice. Amin? Prea mult am încercat prin eforturi personale să ne schimbăm, să ne transformăm, să ne schimbăm viața, să punem puzzle-ul împreună. E timpul să-i zici, Doamne, nu pot, dar te cred pe tine pe cuvânt. Revin, ei au luat o decizie și l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Dumnezeu nu lucrează cu intenții, El lucrează cu decizii și în seara asta vreau să te provoc să iei decizii. Nu știu dacă ți-a vorbit mesajul ăsta, mie mi-a vorbit, pe mine m-a atins. Am stat să citesc povestea asta și am recitit-o și am văzut cum patru oameni slabi, fără viitor, fără speranță, au oferit un viitor cetății și au oferit eliberare. Poate te crezi mic, poate te crezi un copil sau un tânăr sau prea bătrân. Domnul încă poate să te folosească și pe tine. Omule, ai o gură, folosește pentru slava Lui. Vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Dar ce aș putea eu să zic celor de lângă mine? Spune-le Scriptura, spune-le cuvântul. Cuvântul îi va atinge, cuvântul îi va transforma, cuvântul îi va vindeca, cuvântul le va vorbi, cuvântul îi va vâna, va merge după ei și va fi acolo cu ei. Nu te deranja?
Nu-ți fie, spunea cineva, auzi, hai să vorbim așa mai pe lângă, când la biserică, că vin și din ăștia care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu! Ei vin la biserică că vor să audă de Dumnezeu. Nu trebuie să mai menajăm generația din jurul nostru. Noi a fost un propovăduitor al neprihănirii, ani de zile înainte să vină potopul. Trebuie să ne luăm curaj și să ne întărim în Domnul, amin? Și pe orice om îl prindem, în fiecare zi, să-i vestim Evanghelia și vestea bună. Noi, ca și leproșii, avem o veste bună. Vestea bună este că Domnul Hristos a plătit prețul pentru această planetă, pentru această lume, ca omul să fie mântuit, pentru că El nu vrea ca oamenii să piară, ci să fie salvați. Duci tu vestea bună cu tine? Îmi place de acești patru leproși. Au decis să schimbe viața, au mers pe credința și în cuvântul lui Dumnezeu, dar n-au făcut doar atât, s-au întors cu vești bune. Te rog din suflet, de acolo de pe munte, din locul de rugăciune, de acolo de unde ești, întoarce-te în fiecare zi cu vești bune la cei de lângă tine. Dragii mei, am mers prin Oradea, pe străzile Oradei. Începe să-mi placă orașul ăsta. Încep să-L iubesc. Și oriunde mă duc și mă localizează Dumnezeu, mă identific cu oamenii de acolo și cu orașul. Știi de ce? Pentru că eu iubesc oamenii și voi știu că iubiți oamenii. Și îmi spunea fratele Dan, Biserica Betania este o biserică slujitoare și se vede. Dar ce zice să trecem la următorul nivel de slujire? Biserica Betania, îmi spunea Dan, biserica care mi-a devenit familie, iubesc oamenii ăștia și se vede. Și noi ne simțim primiți și integrați. Dar ce ar fi să trecem la următorul nivel de dragoste, amin? Câți vecini în jurul nostru? De 30 de ani suntem aici. Eu veneam în anii 2000 și cântam aici cu formația Vitamina C și predicam și eu Evanghelia cum știam atunci. Îmi pun întrebarea, oare unul din vecinii ăștia a venit până acum? Ce ziceți să ne luăm anul ăsta, o provocare simplă? Anul ăsta, toți de aici, 2023, și să începem să ne rugăm, Doamne, dă-ne vecinii în mâini. Nu vecinii din bloc, și aia sunt buni, și aia să ne dea Domnul, amin. Dar vecinii din jurul bisericii, dă-ne, Doamne, în mâini să le spunem vestea bună. Și la sfârșitul anului, când tragem linie, să avem aici un grup frumos. Îl credeți pe Dumnezeu? Credeți că poate Domnul să facă asta? Dimineața a venit o domnișoară aici și s-a predat viața Domnului Iisus Hristos. Și am întrebat-o, de când îl cunoști pe Iisus? Sau îl cunoști pe Iisus? Și a zis, da, îl cunosc. Și am zis, de când? M-am gândit că are câțiva ani de pocăință. Zice, de ieri, de la seminar. Iisus mi-a vorbit și mi-a spus să vin la biserică să-mi predau viața. Dumnezeu să o binecuvânteze. Și mai sunt aici oameni care încă trebuie să facă pasul deciziei în ucenicizare, pasul să fie liberați, pasul să fie vindecați. Vindecarea este la îndemână, dragii mei. Asta este o veste bună. Credeți-mă că știu cum este să fiu un întuneric și știu că și voi v-ați bătut cu întunericul. Și credeți-mă că până n-a venit acel om George care mi-a spus, s-a apropiat de noi, de o gașcă de golan, a venit și ne-a spus, oameni buni, se poate și altfel, Hristos vă poate elibera. Ne-am uitat unii la alții, alcooliști, dependenți, bătăuși și am zis, se poate și altfel? N-am auzit în viața mea până atunci așa, credeți-mă, numai rău mi s-a prorocit, numai blesteme mi s-au spus, aia a fost singura și prima veste bună care am auzit-o, 16 ani jumate. Se poate și altfel, se poate și altfel. Mergeți și spuneți-le celor din jur, se poate și altfel, dragii noștri vecini. Nu trebuie să trăiți în frică de viitor, că vine războiul, că vine recesiunea și dacă vine, Dumnezeu ne va purta de grijă. Dar noi nu suntem aici să moștenim pământul, ci avem o împărăție cerească de moștenit. Așa că nu vă fie frică. Haideți să ne învoim în această hotărâre bună, să zidim biserica, amin, să devenim ziditori și să fim ca acești patru leproși, să aducem vestea bună celor din cartierul nostru, celor din împrejurim. Nu știu pe unde stați, nu știu cât de departe stați, probabil cei mai mulți stați în oraș, nu? Dar fiți activi și nu vă fie rușine. Cel mult vecinul ăla poate să spună, nu mă interesează. Dar tu ți-ai făcut treaba, ai fost lucrător împreună cu Dumnezeu. Fii gura lui Dumnezeu la locul tău de muncă. Fii gura lui Dumnezeu acolo, când te duci să-ți faci niște analize. Poți să spui, da, îmi fac analize, nu ne legăm astea, nu negăm realitatea, dar avem un Dumnezeu care poate să ne vindece. El e doctorul doctorilor, aleluia! Du-te cu speranță când mergi la doctor. Nu te duca un amărât să zică doctora, vai de mine, ești cel mai mare amărât pe care l-am văzut. Du-te cu zâmbetul pe buze, să fie surprinsă, pentru că și doctorul ăla are nevoie de o veste bună. Amin? Domnul să te binecuvânteze. Domnul să-ți dea har.
Îmi place de acești patru leproși, dacă îmi place ceva, îmi place decizia lor, curajul lor, riscul pe care și l-a luat, dar cel mai mult că au devenit vestitori ai veștii bune. Dumnezeu poate, ei au fost martori oculari ai miracolului divin și Dumnezeu te cheamă pe tine să fii un martor ocular al mărturiilor și al miracolor care urmează, că El este gata să lucreze. Dar are nevoie de unul ca Dodo. Are nevoie de unul ca Patrick. Are nevoie de unul ca tine, ca mine, ca tine, ca tine. Unul ca Dan, unul ca Daniel. Are nevoie de unul ca tine, Sorine. Nu uita, e un privilegiu să lucrăm împreună cu El. Dumnezeu nu vrea fără noi, spunea Spurgeon, și noi nu putem fără El. Dragii mei, în seara asta vreau să cerem har ca să fim martori ai învierii Domnului Iisus Hristos față de generația în care trăim. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea îndrăzneala lui Petru, să predicăm Evanghelia în toate locurile pe unde mergem, fără rușine, plin de îndrăzneală, pentru că niciodată nu știi ce cuvântul ăla poate să facă. Gândiți-vă un pic. Eu nu știu câți oameni cunoașteți care au fost ca mine, ca Dan sau ca alții pe aici. Dar dacă băiatul la George n-ar fi ascultat în ziua aia să meargă să predice Evanghelia unor golani, eu n-aș fi fost astăzi aici. Eu am venit pentru că mie mi s-a spus prima veste bună din viața mea. Și am zis, Doamne, există și vești bune? Du-te și vestește-i, Dumnezeu poate să vindece, Dumnezeu poate să te mângâie, Dumnezeu poate să te păstorească, Dumnezeu poate să te părintească, Dumnezeu este cel mai tare, este o stâncă pe care îți poți sprijini viața, Dumnezeu îți dă un viitor și o nădejde, Dumnezeul meu, Dumnezeul nădejdei te va umple de toată bucuria mântuirii, El nu te lasă, nu e singură. Când ai cu mătura și cu mopul și zici, Doamne, ce viață am, mulțumește-i Domnului și zici, slăvit să fie numele Tău, Doamne, că sunt cu Tine. Mi-aduc aminte povestea unui misionar englez, a fost chemat la o conferință în Italia să predice Evanghelia și ăștia au zis, pastore, unde să te punem? Și el zice, duceți-mă la un hotel unde să am liniște, să dorm, că sunt foarte obosit, vin din Africa, de la alte conferințe și sunt foarte obosit. Și zice, știm unde să te punem? În centru, la cea mai frumoasă stradă, acolo închis, e liniște. Dă ăsta să se culce după ce se dușează, să spală pe dinți și așa, și când se pune capul pe pernă, aude o voce. Aleluia, 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 la 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 la. Ăsta disperat, pune perna în urechi, pune, a doua seară la fel, a treia la fel, până la urmă coboară să îmbracă, zice, să vezi ce-i fac. Se duce și era un om care spăla străzile. Și zice, măi omule, ce se întâmplă cu tine? Ce când sunt fiecare seară cu așa bucurie? Nu vezi ce săracul de tine? Doar ești un biet spălător de stradă. Și ăsta se uită la predicator și zice, he, tu nu înțelegi, Dumnezeu îmi dă în fiecare seară o stradă murdară și eu îi dau în fiecare dimineață una curată. Eu o fac pentru Domnul, că am învățat de la biserică, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Așa că nu contează unde ești. Nu contează în ce circunstanțe te afli acum, agață-te de Dumnezeu, de stânca care nu cade, stânca care nu piere, stânca care nu poate fi clătinată de niciun cutremur. Ești tânăr, te gândești la însurătoare, slavă Domnului! M-a întrebat cineva astăzi, zice, vreau să mă căsătoresc, n-am niciun ban. Zic, dă-mi voie să spun povestea mea. Înainte să mă căsătoresc, am avut $1,000 pe care îi muncisem 2 ani de zile ca șofer. Și înainte cu câteva săptămâni, Domnul mi-a spus să-i dau la altă familie mai săracă și n-aveam niciun ban. Și ce ai făcut? Zic, m-am căsătorit sărac. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat sărac. Pentru că atunci când îl ai pe Domnul, ești bogat, amin? Și mi-aduc aminte că stăteam acolo la altar cu Adina și ne uitam la păstori, îi predicau și parcă nici nu-i auzeam ce spun. Ne uitam unul la altul și spuneam, Domnul va fi cu noi. Domnul va fi cu noi. Și dragii mei, sunt mulți ani de atunci. Sunt 18 ani. Și Domnul a fost cu noi. Așa că haideți să mergem pe cuvântul Lui. El a promis acolo în Petru și în Iacov că este Domnul care ne poartă de grijă. El însuși aruncați asupra Lui toate grijile voastre și El vă va purta de grijă. Ai păcat cu care ai venit ca cu un câine la biserică să ține de picioarele tale, nicio problemă. Domnul se ocupă și de păcat. Și fratele Dan ne-a spus cheia, 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios
să ne ierte păcatele și, atenție, să ne spele de orice nelegire, pentru că iertarea e una, spălarea din conștiință e alta prin sângele Lui. Dacă nu-ți spală, o să-ți aduci mereu aminte și diavolul o să te condamne mereu. De asta spune și să ne spele, aleluia! Doamne, îți mulțumesc, spune Scriptura, ferice de cel cu făr de lege iertată. Da, dar știi, eu am căzut de multe ori și eu la fel. Dar cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Slăvit să fie Domnul. În seara asta vreau să vă provoc să luăm acest legământ și promisiune cu Dumnezeu. Tată Ceresc, vreau să fiu cu acești 4 leproși, un vestitor al împărăției Tale. M-am săturat să trăiesc pentru mine, m-am săturat să fiu egoist, m-am săturat să mă uit doar la nevoile mele, doar să o duc eu bine, vreau să vestea bună la cei din jurul meu. Tânăr, copil, bătrân, om bolnav, nu contează, tu-i o veste bună. De curând am stat față în față cu un om pe un scaun cu rotile. S-a botezat. Și știți ce? Știți ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Vă spun ce putere are mărturia veștii bune. A ajuns într-un contact cu unul din păstorii din Cluj, i s-a vestit Evanghelia și omul ăsta a zis: n-am citit niciodată Biblia, aș vrea și eu o Biblie. Dar între timp, diavolul l-a atacat cu supărare, cu depresie, cu necredință. Vă dați seama, picioarele amândouă iertate, amputate, în scaun cu rotile. Doamne, ce viitor mai am eu? Și a vrut să moară. Și sună băiatul omului acestuia pe păstor și spune: hei, uite, tata nu mai vrea să se boteze, vrea să moară, nu mai vrea să audă de nimic. Și păstorul le-a spus: spune-i tatălui tău că i-am luat Biblia aia cu litere mare, o Biblie atât de mare, care i-am promis-o. Nu poate să moară, el trebuie să-L cunoască pe Hristos. Știți ce? A zis băiatului: frate pastor, am fost martor la un miracol. Când i-ai spus că i-ai luat Biblia cu litere mari, parcă a intrat viața în el, parcă a intrat dorința în el. Și duminica trecută am stat acolo împreună cu el pe scenă și a predat viața Domnului, s-a botezat și era unul din cei mai fericiți oameni. S-a uitat la mine și a zis: orice ar fi, nu mai am picioare, dar îl am pe Hristos. M-a impresionat. Eu nu știu dacă aș putea să zic omul ăsta: nu mai am picioare, dar l-am pe Hristos. Poate nici nu mai ai soț sau nu mai ai soție. Poate așa a fost viața, ți-a răpit de lângă tine, dar îl ai pe Hristos. Poate nu mai ai copil, că ți-a fugit de acasă în lume, dar îl ai pe Hristos. Ascultă-mă, ține-te de stânca care nu se clatină. El este stânca noastră, stânca vieții, care nu se clatină și El ne va ține. Aș vrea în seara asta să vă provoc la o rugăciune. Și la sfârșit, cum facem de obicei aici la Betania și cum am vorbit și cu frații păstori, o să ne rugăm pentru bolnavi și pentru oamenii care vor să-și rededice viața lui Hristos. Dragii mei, cu toți avem căderi, suișuri și coborâșuri, corect? Nimeni nu-i perfect. Dumnezeu ne știe. Dar important este să ne rededicăm Lui, cum a făcut Neemia cu templu. Spune Scriptura că tot poporul a intrat din nou în legământ cu Iahve, cu Dumnezeu. În seara asta, două rugăciuni vrem să facem. Una de rededicare, să-i spunem Domnului: Doamne, vreau să fiu cu acești 4 leproși, un vestitor al împărăției Tale. Vreau să duc vestea bună. Am zis prea mult de România, că e o țară blestemată, rea, că se întâmplă doar lucruri rele, ca așa, 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 așa. Dar Biblia spune că cetatea se înalță prin ce? Prin binecuvântarea oamenilor fără prihană. Haideți să binecuvântăm seara asta. Hai să binecuvântăm Oradea, amin? Îmi spunea cineva zile trecute că el nu-i mulțumit de orașul ăsta. Zic: glumești? Orașul ăsta mi se pare fantastic, mă omule. Eu vin din orașe cu găuri în străzi care n-au centură și de câte ori nu e pe centura Oradei, întrebați zăpadina, laud pe Domnul, zic: Doamne, îți mulțumesc, ce frumoasă e centura asta. Aveți atâtea binecuvântări aici, atâția oameni frumoși, atâția oameni buni. Hai să fim mulțumitori. Și la cei care n-a ajuns Evanghelia, la pietrele alea care n-a ajuns niciodată, haideți săptămâna asta să facem un pas ca acești leproși, să ne luăm curaj, să mergem în locurile alea dificile, să ieșim din asediul. De asta prima rugăciune, aș vrea să-L rugăm pe Domnul să ne ierte pentru egoismul nostru feroce din generația asta, a atins cote maxime. Dacă o să ascultați și cântecele creștine au început să fie contaminate, în loc să fie despre El, sunt despre noi. Și predicile, în loc să fie despre El, au ajuns să fie despre ce poate El face pentru noi.
Noi am devenit centru, dar noi ce facem pentru El, oameni buni? Cum suntem noi nepăsători față de o mântuire așa de mare? Haideți să ne rededicăm în seara asta, vreți? În timp ce echipa de laudă vine, o să pregătim acest cântec cu stânca cea tare din nou, vrem să-l cântăm și după rededicare vrem ca să vă invităm la rugăciune. Poate vrei să-ți dedici viața din nou Domnului. Poate spui în seara asta, omule, am fost odată cu El, dar am luat-o pe lângă, m-am dus în jos și nu știu dacă mă mai vrea, da, El te vrea, da, vreau, fii curățit. Sau în seara asta spui, știi ce, am încercat de atâtea ori să spun la oameni de Hristos și am fost respins. Câți? La câți ai spus? Mi-a spus un tânăr, m-am dus până acum la 5 persoane în lunile astea și le-am spus de Hristos și m-au respins. Încearcă 1000. Alt tânăr spunea, m-am rugat pentru 5 persoane și nu s-au vindecat. Încearcă 1000. Dumnezeu e cu tine, perseverează, amin? Pentru că Domnul va lucra mai devreme sau mai târziu, cuvântul Lui va aduce eliberare și vindecare. De aceea ne ridicăm împreună. Și fiecare în dreptul Lui, pentru că eu nu vă știu bătăliile, eu le știu pe ale mele. Rededică-ți viața și spune, Tată, am învățat de la leproșii ăștia care n-au avut nimic, dar au avut o veste bună și au dus-o cetății și au scăpat cetatea și a dat o mare izbândă Israelului, cetății Samariei care era capitala. Oamenii ăștia, oameni buni, cei 4 leproși au scăpat capitala. Salvarea a fost în gura lor, miracolul a fost în gura lor, mărturia a fost în gura lor. Rededică-te Domnului și spune-i Domnului, ce consideri tu? Dar Biblia ne îndeamnă să fim o pildă în vorbire. Și ne mai spune Biblia, vorbiți cuvintele lui Dumnezeu. Nu știu ce fel de cuvinte folosiți în viața voastră. Nu știu în ce ton vorbiți și în ce gamă și în ce cheie vorbiți unii cu alții sau cu voi înșivă. Dar astăzi e timpul să-ți spui ție vestea bună și să spui celor din jur. Amin? Haideți să ne rededicăm Domnului.